Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii și-a cerut scuze pentru decesul civililor din Afganistan. Aceștia au murit în urma unui atac cu dronă coordonat de Pentagon în 29 august. În urma investigațiilor s-a dovedit că militarii care au coordonat atacul au confundat zona verde cu un loc în care s-ar fi refugiat extremiștii statului islamic. Operațiunea avea obiectivul de a proteja aeroportul din Kabul de un posibil atentat cu bombă. John Kirby, purtătorul de cuvânt al Pentagonului, spune că se fac încă cercetări pentru a vedea cine trebuie tras la răspundere pentru această eroare. The secretary was briefed by General McKenzie this morning at 8 o'clock on the results of his investigation, and on behalf of the men and women of the Department of Defense, he offers his deepest condolences to surviving family members of those who were killed. La doar 4 zile după atac, oficialii Pentagonului spuneau că misiunea a fost un succes, însă în realitate operațiunea a curmat viața a 10 civili, dintre care 7 erau copii. Acum Statele Unite vrea să ofere despăgubiri familiilor îndurerate. Între timp, jurnaliștii au apucat să poarte discuții cu rudele victimilor, care nici acum nu realizează pierderea celor dragi. Wow, 25 people. Yeah, wow. They were all living here. 25 people, and in. If we are, so it's okay. If we are not, so they have to apologize. Also, say they will also claim that they are dying. She died in the car. Malika. It's.